Ia să filmezi aici asta, dacă totul e ok. Ia mapa, n-ai făcut, de unde mai sunt mapele? Datorăm oaspeților noștri de astăzi. Voi încerca să îi prezint domnul Radu Sârbu, președintele Fondului Proprietății de Stat, domnii deputați Anton Ionescu din partea Partidului Național Liberal și domnul deputat Ionel Roman din partea Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, deputați de Cluj, domnul Gabor Cherecheș, vicepreședinte al Agenției Române de Dezvoltare, domnul Paul Mitroi, consilier al primului ministru, domnul Adrian Ciocănea, vicepreședinte al Uniunii Forțelor de Dreapta și domnul Paul Peter, vicepreședinte al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. Vă salutăm pe toți cu toată deschiderea noastră. Vă spun încă o dată bine ați venit la Radio Cluj. Un moment ce îl vom datora și domniilor voastre, ce ne onorați astăzi manifestarea, această sală de atâtea ori martoră a unor evenimente, a unor manifestări evenimente. Cu acest minunat prilej al lansării Clubului Monitorul, despre care o să-l invit pe colegul meu Răzvan Avram, director general de vânzări al grupului de presă Nord-Est Medianet, să vă explice conceptul în doar câteva minute. Urmează în această după-amiază, pe lângă simpozionul deja anunțat de domnul director Zaharescu și care este de fapt un prim pas în dialogul pe care Monitorul de Cluj, în colaborare cu Radio Cluj, dorește să îl facă cu comunitatea de afaceri din Cluj. O să vedeți, de altfel, probabil ați și văzut deja, dacă nu o să o faceți, în mapele pe care le-ați primit sunt deja propuse și temele pentru întâlnirile următoare și, desigur, suntem foarte dornici de a afla și propunerile noastre. În această după-amiază, după acest simpozion, va urma un moment plăcut nouă, decernarea premiilor de excelență Monitorul Omul Anului 1999, care s-au anunțat public în ultima ediție a cotidianului nostru de anul trecut și, desigur, o să aveți prilejul să aflați mai multe date. Iar înainte de cocktail vom avea, sper, și un plăcut moment artistic. Așadar, îl invit pe colegul meu Răzvan Avram să vă explice foarte pe scurt cocktail, care, iată, a început să își arate primele instrumente la începutul acestui an. Deci, așadar, vi-l prezint pe colegul nostru Dan Horea de la Radio Cluj, care va modera această întâlnire, care sperăm să ne încadrăm în o oră, oră și un sfert, după care va urma festivitatea de decernare a premiilor. Suntem într-un an extrem de important pentru România, încep negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană. Este nevoie de o reformă reală, subliniez cuvântul reală, pentru că mai multe reforme s-au început și s-au sfârșit în coadă de pește, ca să mă exprim așa. Totul va trebui foarte bine gândit. Asta înseamnă, inclusiv în domeniul fiscal, un... Cred că titlul acestui simpozion ar fi trebuit să fie Fiscalitatea anilor 2000, pentru că, de fapt, începând cu construcția bugetului de acest an, fiscalitatea în România este privită de către cei care administrează țara din alt punct de vedere. Și că pentru prima dată se încearcă să se dea o perspectivă în ceea ce privește raționalitatea unei dezvoltări pe care fiecare dintre dumneavoastră o are în vedere atunci când își întemeiază un cămin, când începe o afacere sau când vrea să-și continue studiile sau să înceapă alte studii. La întrebare... Cetăților ajută tot în buget. Toate aceste bună parte din probleme cu condiția că această dezvoltare să fie activitate. Fiindcă am fost prima dată pus în situația foarte neplăcută, că noi luni de zile explicam de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, când se va... Din profitul neimpozat la sfârșitul anului, am luat mașina soției, care era pe numele ei, și am vândut-o firmei mele. Făceam evaluată de două ori mai mult decât făceam. Și am pus-o pe utilaje. Și e foarte legal ce am făcut. Ce mi-a spus el, mi-a arătat că avem o problemă foarte mare, aceea că măsura în care se poate aplica această reformă fiscală, în ce măsură
se disciplinează plătitorii de impozite. Eu cred că rolul unei reforme fiscale nu este acesta. Ea are o motivație foarte clară. În cazul nostru este relansarea. Cum ar fi, de exemplu, spusa că domnul Mugurii Sedescu a fost numit prim-ministru fiindcă bugetul este jur. Asta e o parte pe care nu cunoaștem până acum. Sau lăsat în subînțeles că americanii au mai multe informații despre economia românească și cu statistica românească arată o scădere a produsului intern. Deși nu am nicio culoare politică, întrebarea mea de fapt este cum vedeți dumneavoastră relația între fiscalitate, respectiv între relaxarea fiscală și birocrație? Cred că aceasta este principala problemă care îl preocupă și pe Mugur în acest moment. De asemenea, aveam o întrebare la Agenția Română de Dezvoltare, fiind unul din fondatorii din 90, și aducându-l aminte ca și unul din cei trei autori ai primei variante a legii 35 din 91, care era scris undeva acolo că nu vom modifica legea pentru a o ține stabilă și ca investitorii străini să aibă posibilitatea să-și facă acele planuri pe termen lung. O altă idee pe care am vrut să vă lansez se referă la un element de concept. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Mitroi, și mă bucur că ați venit, cum vedeți dumneavoastră descentralizarea fiscală? Un element cheie în contextul procesului de integrare în structurile europene și mai ales în contextul percepției pe care o au contribuabilii, care simt că această descentralizare este doar la nivelul colectării și mai puțin la cel al bugetării și al cunoașterii direcțiilor de utilizare a fondurilor. Iar din punct de vedere tehnic, pentru confortul contribuabililor, pentru că practic toți, fiecare dintre noi, suntem în slujba acestui contribuabil. Deci, din punct de vedere a confortului lui, dacă este prevăzut în această nouă structură, executarea unor plăți electronice, a unor facilități care să facă ca acest contribuabil să nu mai fie ținut la ghișee sau să fie în contact cu funcționari care nu știu cum să se comporte cu cei care, de fapt, îi plătesc. Mulțumesc.